Inter nu reușește să câștige, evident se va trece altfel peste o posibilă eroare în defavoarea lor, da? E de discutat. Excepțional, începe repriza a doua, gol! Fără să atingă mingea, fără să atingă mingea, gazdele iau gol în secunda 15, cred, Popescu, după ce a ratat în minutul 15, singur cu portarul, înscrie acum golul egalării, minutul 46. Botoșanu l-a rămas la cabine. Cu numărul 20, Marian Popescu, marchează pentru Fece Botoșani. 2 Fece Voluntari, 2. Haideți cu toții, haideți cu voi fileștri! Impecabil! Primul gol marcat de el în Liga 1. Primul gol marcat în Liga 1, în condițiile în care este doar a doua oară titular la echipa din Voluntari. Iar prima dată a fost la precedentul meci. 2-2.